Episodul 4 ne întoarce puțin în timp, înainte ca tatăl lui Kenny să fie ucis de către monștri. Kenny își internează tatăl la clinică pentru că acesta suferă de demență, iar cu o noapte în urmă când monștrii au apărut la ușă, el a vrut să le deschidă crezând că sunt frații lui. Boyd încearcă să-l încurajeze pe Kenny și crede că acesta i-ar putea fi de ajutor pentru a menține liniștea în acest oraș, așa că îi cere să fie ajutor de șerif. Revenim în prezent și îl vedem pe Kenny alergând spre Boyd, spunându-i că trebuie să-i arate ceva important. Acesta îl duce în subsolul bisericii unde se află Sara. Boyd este puțin șocat să o vadă aici și îi cere lui Kenny să-i lase să vorbească între patru ochi. Sara îi povestește că l-a urmat în gaura copacului și în acest fel a ajuns aici. Boyd vrea să știe de unde a știut ea de copac, iar Sara îi răspunde că un băiețel îmbrăcat în alb i-a spus că dacă intră în gaura copacului vor fi în siguranță. Boyd se duce și îi spune lui Kenny că Sara poate fi cheia scăpărilor de aici, însă Kenny nu vrea să audă. El consideră că locul ei este în cutie pentru că și-a omorât fratele și a încercat să-l ucidă și Peyton. Boyd aproape că se dă de gol că Sara este cea care a lăsat ușa deschisă în noaptea când tatăl lui Kenny a fost ucis, dar brusc începe să se simtă rău și iese afară. Christy vine și îl consultă pe Boyd. Ea observă rana pe care Martin i-a făcut-o pe braț, dar Boyd refuză să vorbească despre acest lucru. Când vrea să se ridice în picioare, el amețește și cade din nou în pat. Este clar că ceva se întâmplă cu Boyd de la întâlnirea lui cu Martin. Șoferița autobuzului se consideră vinovată pentru că ea și cei din autobuz au ajuns aici. Ea spune că Elgin i-a cerut să întoarcă autobuzul, dar Jade o asigură că dacă au apucat să vadă copacul pe mijlocul drumului deja era prea târziu. Tabitha se duce la clinică să-l caute pe soțul ei, dar o găsește decât pe Mariel care caută în dulapul cu medicamente. Îi spune Tabithei să nu își facă griji, pentru că este asistentă medicală și face inventarul medicamentelor pentru Christy, apoi îi spune că Jim a ieșit afară. Tabitha îl găsește pe Jim, iar acesta o trage de o parte și spune că totul devine din ce în ce mai ciudat. Nu poate fi o coincidență că logodnica lui Christy era în autobuz, plus că firele de curent nu sunt conectate la nimic. Jim este de părere că totul este un experiment bolnav pus la cale de cineva pentru a vedea cum reacționează oamenii. Apoi îi dezvăluie Tabithei că o voce de bărbat i-a răspuns prin radio, iar Donna este singura care mai știe acest lucru deoarece era cu el când s-a întâmplat. Boyd îl vede pe părintele Katri care este mort. Acesta îl întreabă cum va reacționa Kenny când va afla că Sara este vinovată pentru moartea tatălui său. Tot el îl sfătuiește pe Boyd să țină secretul, pentru că Sara este mai importantă decât conștiința lui. Katri adaugă că Boyd este pentru Kenny ca un tată, iar dacă e acest lucru îl va distruge, iar un om distrus nu poate supraviețui în acest loc. Randall ia la bătaie un bărbat de la Colony House pentru că i-a umblat printre lucruri. Donna intervine, dar Randall o amenință și pe ea și spune că nimeni nu are voie să umble în lucrurile lui. Donna revine de această dată cu un topor și cere lui Randall să plece dacă nu se supune regulilor. Ea îl duce la autobuz, îi dă un talisman și spune că aici va locui de acum încolo. Dacă nu poate procesa că tot ce se întâmplă aici este real, acum va putea vedea totul prin geamurile autobuzului. Kenny o supraveghează pe Sara și cere să-l convingă că nu merită să ajungă în cutie, dar în schimb ea îi spune adevărul despre cum a lăsat ușa deschisă iar monștrii au omorât tatăl. Boyd îl găsește pe Kenny stând în locul unde tatăl lui a fost ucis. Este foarte dezamăgit și îi reproșează lui Boyd că a știut de Sara că a lăsat ușa deschisă și cu toate acestea a protejat-o. Kenny spune că Sara va ajunge în cutie, apoi își scoate insigna și o aruncă pe podea lăsându-l pe Boyd fără cuvinte. Pentru mai multe videoclipuri, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să apăsați clopoțelul și butonul de like.